Bine v-am găsit și bine ați venit sau revenit pe canalul meu la o nouă recenzie. O recenzie dedicată unui alt parfum scos de către casa Molinard. Casă de parfum foarte tradiționalistă, cu multă vechime. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre un alt parfum din colecția Les Elements. Data trecută știu că am făcut mosc, acum am să fac pentru cuir, respectiv piele. L-am prezentat cu ceva timp în urmă, în momentul când l-am achiziționat și am făcut și o primă impresie pentru el, astfel că după ce l-am purtat în diferite situații, pot să vă dau mult mai multe informații în ceea ce privește acest parfum. Parfumul este apărut în 2015, așa cum am zis, partea unei colecții mult mai largi, colecție care se axează pe elemente principale aflate în compoziția parfumurilor, de exemplu cel de aici pe note de piele ca note principale, l-am avut pe cel pe bază de mosc, lavandă, de asemenea patchouli, combinație între patchouli și fructe sau patchouli și vanilie, ambră, iasomie, trandafir și cu siguranță mai sunt și altele în această colecție, dar pentru mai multe informații intrați pe site-urile de recenzii parfumuri și veți găsi acolo enumerată toată colecția. Știu că pe site-ul celor de la Molinard acest parfum sau parfumul din colecția Les Elements nu se mai găsesc. A fost înlocuită de o nouă linie Les Elements exclusiv, dar de principiu sunt același parfumuri, doar că sunt într-o nouă prezentare. Haideți să mă întorc la parfumul de față, cuir sau pielărie. Un parfum creat de către Thomas Fontaine. V-am spus că este apărut în 2015, iar din punctul de vedere al încadrării nu e nicio surpriză, aparține de categoria pielărie. La momentul când am făcut o primă impresie, v-am dat niște mici indicii a felului cum percep eu parfumul. Între timp pot să spun că am descoperit în el niște lucruri interesante, niște lucruri care apelează la memoria olfactivă din perioada când lucram în alt domeniu, pentru că găsesc similitudini cu o combinație de arome specifice unui magazin indian sau a unui magazin care comercializează ingrediente aromatice cu specific indian. Pentru că cel puțin în momentul când miros acest parfum, am impresia că am așa un mănunchi de bețișoare aromate cu note de patchouli, de ylang ylang, tămâie, mosc, care au stat împreună și acel conglomerat olfactiv se deschide ca un buchet cu un miros specific Indiei. Deci, pe de o parte, mie miroase ca un soi de magazin de bețișoare aromate cu specific din India, pentru că am avut experiență cu bețișoarele aromate chiar venite din India și pot să spun că miros foarte plăcut și natural. Și în momentul când miros acest parfum, regăsesc niște filoane olfactive care mă duc cu gândul la experiența de care v-am povestit. De asemenea, parfumul are o notă de piele foarte fină, o notă de piele, pot să-i spun, impregnată de elemente de tip cosmetic. E ca și cum miroși o poșetă a unei doamne sau domnișoară, o poșetă care a fost impregnată de tot felul de miresme dinspre cosmeticele pe care le ține respectiva în geantă. Chit că vorbim de un mini spray, de fard, de ruj. Deci, pentru o perioadă de timp, dacă acele cosmetice stau într-o poșetă de piele, acea piele se impregnează ca urmare a acelor îngrămădiri olfactive dinspre cosmeticele ținute în geantă. Deci miroase destul de intrigant, mă duce cu gândul la un magazin cu produse indiene, mă duce cu gândul la o poșetă a unei doamne și mă mai duce cu gândul la prune afumate. Deci am senzația asta de prune afumate, care pe de o parte nu știu de unde vine, pentru că nu am, să-i spun eu, prune în acest parfum, dar cred că toată combinația din această piele ușor afumată, pot să-i zic, cu tot felul de nuanțe florale, cu patchouli, cu șofran, lavandă, avem și ceva note citrice, dau acest iz de fruct afumat. Acum poate eu mă duc cu gândul la prună afumată, dar s-ar putea să fie identificată de altcineva cu un alt fruct uscat afumat. În fine, asta e percepția mea.
Deci e o percepție de tip gurmand, o percepție de tip pielos cu trimitere la ingrediente specifice Indiei. Deci vorbim aici de mosc, patchouli, lemn de santal, care dacă sunt folosite în bețișoare aromatice, acest parfum le adună, le împachetează într-un buchet generos de tip Molinard Cuir. Parfumul se deschide, pot să-i spun ambivalent, se deschide odată pe o direcție de tip pielos, fin, așa cum am zis, impregnat de note de tip cosmetic, în special note florale, după aceea mai avem un filon care duce pe o direcție ușor afumat, gurmandă, ca și cum ai mirosi fructe, să-i spun eu, afumate. Aceste două filoane merg în paralel până când, la un moment dat, ele se intersectează și fuzionează și rămâne un buchet de tip pielărie, fructe afumate, cu o direcție feminină. Deci mie acest parfum îmi miroase mult mai aproape de un parfum de damă, cu toate că eu am mai citit reacții și păreri că doamnele îl cataloguează mult mai masculin, dar eu îl cataloguez mult mai feminin. Deci cu siguranță eu mă duc într-o extremă mult mai masculină, adică genul de parfumuri pe care le-aș purta eu ca bărbat sunt mult mai masculine, mult mai aspre, pe când doamnele probabil și-ar dori un parfum mult mai subtil, mult mai dulce, și de aceea acest parfum poate pica diferit funcție de cum miroase fiecare. Deci mie acest parfum îmi miroase mai apropiat de un parfum de damă. El este catalogat unisex, iar din punctul de vedere al compoziției avem un pachet olfactiv foarte, foarte frumos. Avem bergamotă, nucșoară și verbena, de aici v-am spus că sunt aceste infuzii citrat fructate. În inimă avem pimento sau ardei roșu, care pe o scară a condimentării este cel mai de jos, deci cu alte cuvinte este un ardei roșu care nu pișcă. Avem șofran, avem lavandă, în bază avem lemn de santal, ud, chihlimbar, piele, bineînțeles, patchouli și mosc. Deci eu numai când mă uit în baza parfumului îmi și imaginez un magazin de produse aromatice specific indiene. Dar, ok, v-am spus cum se deschide parfumul, cum miroase. În momentul când parfumul se așează, nota aceasta de piele afumată începe să devină mult mai, să-i spun, redusă în intensitate, dar persistentă. El va rămâne pe o bază, să-i spun eu, de tip aromatic pieloasă. Vei identifica în acest parfum, sau cel puțin eu identific, pielea în combinație cu patchouli, cu ceva note rășinoase, chiar dacă avem ud și lemn de santal, în notele lemnoase sunt foarte minime în acest parfum, dar ceea ce predomină este o notă floral fructată cu pielărie și cu note aromatice, în special patchouli. Deci așa percep eu la nivelul meu parfumul sau notele predominante din parfum. Din punctul de vedere al longevității, parfumul are o longevitate foarte bună, eu discut de un minim 8 ore, cu o proiecție slăbuță, deci parfumul după primele 2 ore cade la nivelul pielii, dar se menține acolo pentru încă 6-7 ore. Deci din punctul de vedere al longevității versus proiecție, longevitatea este ok, proiecția este redusă, dar îl consider foarte potrivit pentru că la genul acesta de parfum nu ai dori să proiectezi sau să iradiezi 10 metri în jurul tău. E un parfum mai degrabă elegant, clasic, cu o tendință ușor feminină. Mie îmi place, trebuie să recunosc, dar găsesc în el această direcție ușor feminină și nu aș dori ca genul acesta de parfum pur și simplu să fie ca un arici, să se deschidă 10 metri țepi și să împrăștie arome. Îl prefer mai degrabă să fie genul care se menține într-o bulă, hai să zic eu, de 30-50 cm în jurul meu în prima fază, iar pe urmă să fie mult mai discret. Îmi place genul acesta de parfum să nu fie ostentativ, pentru că prin felul acesta dai dovadă de clasă și de bun gust în materie de a purta un accesoriu olfactiv. Deci, acest parfum are un comportament, consider, foarte adecvat, foarte frumos. Un parfum care mai degrabă este dedicat celor care își doresc un parfum care să nu epateze, să nu sperie, să nu fie prea, să-i zic eu, intransigent cu proiecția, dar în același timp să se facă simțit în momentul când treci pe lângă cineva, pentru că vei crea niște curenți de aer.
iar acea bulă olfactivă care te urmează cu siguranță va fi perceput și de cei de lângă tine. Per total, proiecție, performanță, felul cum miroase, parfumul este foarte frumos. Din punctul meu de vedere e un parfum de nota 9, pentru că întrunește multe calități, dar la genul acesta de parfum eu recomand în special și la domn și la doamne testați-l, pentru că e posibil ca unii dintre voi să considerați acest parfum prea feminin prin prisma notelor florale și a senzației acelea de piele de tip poșetă impregnată cu arome cosmetice, iar doamnele e posibil să-l perceapă mult mai masculin, ca urmare că e posibil să perceapă mai degrabă notele lemnoase, ud, santal, cu nota aromatică de patchouli, iar pielea să fie mai degrabă o piele afumată de tip masculin. Deci recomand, testați parfumul, cu toate că eu l-aș recomanda oricui își dorește un parfum suficient de diferit, mai ales că vorbim de o casă de nișă, un parfum diferit din punctul de vedere al mirosului de piele. Deci nu se aseamănă cu pielăria găsită în parfumurile de designer, dar de principiu eu găsesc niște similitudini în cuir de la Molinar cu Black Gold de la Mansera, numai că Mansera mie miroase mult mai diferit și mult mai, hai să-i spun eu, aș putea să-l consider cu o clasă deasupra. Dar să revin înapoi la Molinard. Deci ca să fac o concluzie, performanță peste medie, proiecția aici e un pic deficitară. Îl recomand pentru un personaj, indiferent de ce gen vorbesc, doamnă, domn, de la 30 de ani în sus. Deci genul acesta de parfum este genul de parfum dedicat sau adecvat unui personaj matur, unui personaj care are o personalitate destul de puternică și destul de neconformistă, pentru că nu e un parfum care să se încadreze în șabloane, dar cu siguranță că în momentul când îl veți purta, veți crea, să-i spun eu, o urmă olfactivă foarte plăcută, foarte clasică, foarte elevată și elegantă în același timp. Recomandarea mea, da, e un parfum care merită, condiția fiind doar să-l testați. Reafirm nota 9, deci este o notă bună, parfumul este foarte bun, e foarte bine creat și din acest punct de vedere îl recomand oricui își dorește un parfum de nișă la un preț acceptabil. Acum revenind la preț, prețul pentru singura cantitate, nu, cred că sunt două cantități la colecția Les Element, 30 și 75 de mililitri, pentru 75 de mililitri prețul se duce undeva la 75 de euro. Posibil ca pe anumite site-uri să-l găsiți undeva la sub 75 de euro, dacă convertesc în lei sub 300 de lei, poate un 250, dar de obicei în plaja asta se învârte 250-350 de lei. Părerea mea, parfumul merită acești bani pentru că primiți o cantitate consistentă cu o performanță foarte bună, cel puțin în cazul meu, iar prețul se duce, cred că, la jumate comparativ cu un parfum de nișă la aceeași cantitate, dar poate de la o altă casă. Deci acestea sunt părerile mele despre cuir, îl recomand cu siguranță. Am uitat să menționez că este un parfum de vreme rece, deci încercați să-l purtați toamna, iarna, primăvara, la o ținută de la un casual elegant în sus. Deci acest gen de parfum nu îl văd purtat la tenis, blugi, tricou, nu. Eventual dacă aveți un jeans mai impecabil, la un tricou polo sau o cămașă, un pantof, da, dar altfel încercați să-l purtați la o ținută suficient de casual, dar elegantă, pentru a putea să vă îmbogățiți și prezența olfactivă pe lângă prezența vestimentară. Ok, cam acestea sunt părerile mele despre cuir de la Molinard. Dacă l-ați testat, ca întotdeauna aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Da, parfumul îmi place, îl consider într-o oarecare măsură redundant cu cel de la Mansera, cu Black Gold, dar rămâne ca în timp să văd dacă găsesc mai multe diferențe sau va trebui să aleg între cele două. Până atunci nu uitați să vă puneți ideile, impresiile, experiența avută cu acest parfum în secțiunea de comentarii. Cu siguranță comentariile voastre vor fi apreciate de cei care vor urmări video și vor dori să afle și opiniile altor posesori ai acestui parfum. Iar până data viitoare vă doresc numai bine și să ne auzim sănătoși!